Bine v-am regăsit, dragile mele, sunt alături de Adelina, de la departamentul de beauty. Și astăzi ne-am gândit să facem și noi tagul ăla cu Amnam. Nu știu ce o să iasă, ne-am pregătit așa la... Mai deloc. Mai deloc. Nu vreau să știți ce e în jurul nostru pe aici, dar noi începem cu Amnam. Da, deci, uite, trebuie să ridicăm așa sus cu Amnam, da. Deci o să vedeți chestiile astea. Ne-am făcut niște de astea și foarte o să le... Artistice. Da, foarte artistice, eu le-am realizat. Bun. Zi-mă, Dălina, prima întrebare. Prima întrebare. Ai dormit vreodată machiată? Te-ai dormit. Eu am dormit. O singură dată s-a întâmplat să dorm aproape machiată, după cezarian, să pune. N-aveam voie în momentul ăla să mă demachiez. Adică... Am avut o perioadă în care mă duceam și eu prin cluburi, rângeam acasă mult prea obosită ca să fac ce asta. Hai să mă duc aminte. Băi, tu vorbești de paleozoic. Nu mergeam Sau a mai fost o perioadă în anul 3 de facultate, când aveam două joburi și am 3 de facultate și la 8 caput. Nu, eu în ultimii 10 ani nu m-am culcat niciodată machiată, deci atât, și cam atâta așa mă duce memoria pe chestia asta. Hai o întrebare următoare. A doua întrebare. Ai mâncat vreodată pe insectă? N-am. Cred că n-am. Acum eu știu ce mi s-o fi dat la restaurant. Da. Eu am fost foarte curioasă când eram mică să văd ce gustau aripile de la buburuzele alea roșii. Și am mâncat dintr-o aripă. Nu știu ce gustau. Nu mai mi-aduc aminte, dar știu că mi-a plăcut. Oh, oh my god. Ok. A treia întrebare. Ai furat vreodată dintr-un magazin? Ia de ce modalina. Ce ai furat? Și regenții am și povestit iubitului meu cum. Practic nu am furat, deci am fost în Zara și mi-am cumpărat un sacou. Care acel sacou avea aici pe guler o insignuță mică. Așa. Și dintre toate mărimile de pe raftul ăla, cel al meu nu avea insignă aia și am observat când am rupat mai multe mărimi, așa că am luat de pe el și l-am pus pe M pentru că al meu nu avea. Deci cineva înaintea mea a furat. Practic nu se pune că am furat, nu? Da. Nu, da, nu știu ce zic. Nu se pune. Nu. Nu se pune. Așa, mulțumesc. Da. Pare întrebare. Te-ai sărutat vreodată cu un străin? Să clarificăm acest lucru. Adică nu știam... Definește cuvântul străin, conceptul. Străin este, poate să fie o persoană pe care nu o cunoști, nu știi numele, da? Da. Și o știi cam de câteva minute, nu? Cam... Da. Și coborâm în paleozoic, undeva prin când aveam 20 și un pic de ani. Eu n-aveam 20. Da, bine. De la 19 ani m-am cumințit. A, am înțeles. Trebuia să spui chestia. Mă dai pe mine înapoi, bine. Da, cum erau discotecele în regie pe vremea, dacă știți, oricum nici n-auzeai, dar și dacă îți spunea băiatul ăla cum te cheamă, nu auzeai. Și dacă se întâmpla și să te înamorezi așa instant. Ai! Da. 5. Ai copiat la școală? Nu. Eu nu și pare foarte rău și vreau să spun că din punctul de vedere mă simt foarte prost. Eu n-am copiat, am fost foarte proastă din punctul de vedere, sunt ocilară. Și alții copiau și așa, și n-am copiat niciodată. Și ai tehnici de alea de copiere? Da, știi? da, sunt expertă la asta. Am înțeles. Dar problema mea este că nu copiam pentru că nu învățam, dar ori scriu tot, ori nu mai scriu nimic. Și evident că mai și uit chestii, cel puțin că mă trezesc într-o sesiune cu 9 examene de bun liceu în care nu m-am spetit învățând. Aveam nevoie să mă fiscamine, vă rog frumos. Inspir și să-mi reîmprospătez informații. Da, și copilului meu, uite, l-ați trimit mesajul, dacă o să văd filmul ăsta peste 10 ani, mamă, nu fi tocilar. Ok. Ai adormit vreodată la cinema? Avem ceva cu adormit. Da, și nu credeam că este posibil. Asta, primul film la care am adormit la cinema a fost James Bond. Ai, mă. Da. Păi și cine era actorul? Ăla, ultimul. Cu Skyfall. Adică te uiți la un film așa și tu așa adormi? Vai, dar ce împușcături erau și ce bine dormeam, adică nu. Nu știu de ce. Da, mult prea obosită. Am și claustrofobie. Și ultima oară am adormit la... Nu mai știu la ce, dar m-am adormit și acum 2 săptămâni. Da, am înțeles. Ai mâncat vreodată vreun produs cosmetic? Ce ai mâncat? Zi. Am mâncat. Pe vremea mea, când eram eu mică, erau acele strugurele de buze cu diverse arome. Era capacul ăla transparent. Erau bune, mă. Da, și eu mă jucam, adică
visam că filmez o reclamă la acel balsam de buzi, era cu cocos și eram acolo în focurile pasiunii și vai ce filmam și am zis o chestie de genul că e atât de bun încât îți vine să mănânci. Am făcut așa, am mușcat din el și am zis că am mușcat pe asta ce gust are și a fost groaznic. Adică eu am fost nimic. Foarte curioasă să văd cum este la crem din Gernauer și de Imperial. Și nu este bună la asta, dar am fost atât de curioasă pentru că atât de mult mi-a plăcut textura, tot feeling-ul ăsta, nu vreau să gust în tine. Este oribil să mâncați, Doamne ferește. Da, deci am mâncat și Guerlain. Ai renunțat vreodată să-ți cumperi de mâncare ca să-ți iei cosmetice? Da. Da, în special în facultate și în perioada până am avut joburi așa mai serioase care mă aduceau cât de cât un salariu în care puteam să-mi permis să și mănânc și să-mi iau cosmetice, dar în facultate, prin chestia asta, frecvent. Adică, nu, eu așa cum fac chestia asta. Acum afli mamă, da? Nu, eu am așa, adică după ce merg la doctor, trebuie să mă reward cu ceva. Când eram mai cu mama așa, mă ducea la Mac. Nu e sănătos, dar mă ducea să mă felicite că are eu să mă la doctor, că fac urât, atacul de panică, de asta. Și după ce m-am dus singură la doctor, nu mai duceam să-mi iau de mâncare ca reward și ca să fie un reward ca lumea, era un reward mâncarea pe toată săptămână. Da. Ce dacă, slabă și frumoasă. Da, am făcut, faza e că eu mâncam pufuleț și pâine cu margarină, de exemplu, în facultate. Bine, mă dădeam foarte mult bani pe cărți și pe cosmetici. Astea erau principalele mele. După ce îmi pluteam chirie și așa, cosmeticile și cărțile și cosmeticile. Da, și eu încă... Da, hai să vedem ce ai acolo. Ai folosit vreodată un produs cosmetic expirat? Da. Și în apărarea mea, am fost la un masterclass, zic că am spus asta în ultima săptămână 2000 de ori. Am fost la un masterclass cu Marlon Monroe, care este un make-up artist din Franța, din Paris mai exact, care ne-a explicat că tot ce înseamnă fard, praf, pulbere, practic nu expiră niciodată. Da. Iar la rujuri și alte texturi cremoase, vă dați seama repede dacă expirat pe miros. Un ruj expirat nu o să mai folosesc, că mă deranjează mirosul, în primul rând. Dar am farduri de acum 1000 de ani pe care nu o să le arunc vreodată și dacă sunt încă ok, da, le mai folosesc. Pe mine. Da, da. Nu, uite, de exemplu, cum sunt perlele de la Guerlain, ele nu știu cât scrie pe ele, 24 de luni sau astea, băi, nu am nimic. Adică sunt, am mirosit, am pudră de la Guerlain din 1980 cu dată de producție. Și în continuare super, adică nu... Da, și acum am un primer, tot meteorit de la Guerlain, care teoretic, conform etichetei, a expirat, dar este super, l-ai văzut cum e lachet cu el. Da, adică n-are nimic. Da, am dat și eu. Da. Foarte bine. Și ultima întrebare. Folosești anumite produse din snobism? Da. Ce folosești din snobism, ca să zic mai, și eu? Mai contează? Păi... rujuri. Așa, și dă-mi un exemplu. Kiss Kiss de la Guerlain, pentru că a fost primul meu ruj mai fancy-trancy, așa, obținut de mine prin munca mea. Nu-mi place culoarea. Este cu sclipice, zic de fapt, săracul rujii chiar cam de babă așa, adică nu știu ce l-au scos așa, culoarea aia. Nu-mi place. Mie îmi place chischis, deci ați făcut colecție. Păi îmi place și mie chischis, dar culoarea aia pe care o am eu nu-mi place, dar pentru că e chischis, trebuie să îl folosesc. La fel și rujul roșu, de la Guerlain tot pe ăla îl folosesc, pentru că este roșu Ferrari și doar la Guerlain se găsește, de ce nu? Da. Așa, parfumuri, adică am o problemă cu parfumurile. Tu vorbești de problemă? Da. Ești putea fi dată judecată. Dacă nu e Chanel, nu e bun, ca să fiu mai explicită. Nici chiar, dar dacă e Chanel, e perfect. Tu? Păi, tot așa, din Chanel mi-am luat eu niște chestii, doar ca să mă dau rotundă. Bine, recunosc că am fost și foarte curioasă. Mi-am luat gen creme de față și ser pe care le-am și menționat că am dat banii efectiv degeaba pe ele și apropo și parfum. Și uite, după ce terminăm filmul, îți arăt Chanel 5 Law, pentru că am dat și banii pe el și chiar l-am luat din snobism și din curiozitate și îmi pare rău. Mai bine cu banii am luat altceva, un Serge Lutin sau chiar un Guerlain, dar na. Am văzut toată lumea, Chanel 5 Law, adică este noua versiune, așa, hai să-l iau și... Nu mă speria că vreau să-mi iau și eu un parfum de la Guerlain, un Guerlain care mi-e place cum miroase, dar faza e că l-am testat 2000 de ori și nu persistă. Păi nu persistă. Și mi-e frică. Da, îmi place. Și e nou și e Guerlain, adică chiar dacă sunt și... mai mică, să știi că și mie îmi place Guerlain. Păi Mon Guerlain a fost făcut pentru de-astea tinere și frumoase ca tine. Da, dar mie îmi place foarte mult și Insolans. Îmi place și Shalimar. Shalimar îmi place și mie. Îmi plac și de-astea. Da. am cam terminat. Da. Petrol.
felul, dacă v-a plăcut, dați-ne like. Like. Intrați și pe canalul Mădălin, o să vă las link în descriere și vă abonați acolo. Oricum, mai mulți abonați decât mine. Deci, puteți să vă uciți la aia. Beauty barometer. Așa. Și dacă v-a plăcut tagul, preluați-l și lăsați-mi și nouă acolo în comentarii ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Sunt curioase. Da. Bine, vă pupăm. La revedere. Pa!